Două autoturisme s-au lovit frontal ieri pe raza localității Bunțida din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum. Din fericire, pasagerii s-au ales doar cu răni ușoare. Informez telespectatorul noastră că cu toate activitățile prevenite desfășurate în trafic de către poliția rutieră, în data de 18.02.2020, în jurul orei 7.20, pe raza comunei Bunțida, am înregistrat un accident de circulație. S-a dat, din fericire, doar cu vătămare corporală ușoară a unei persoane, accentul fiind comis pe fondul nerespectării regulii de circulație în ceea ce privește reducerea vitezei și adaptarea acesteia, carosabilul fiind acoperit cu polei.